Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Să fac o citire care să dezvolte ce se întâmplă în acest weekend, care este norocul acestui weekend. Voi folosi un pachet de cărți de oracol al norocului. Așadar, o citire în trei variante o voi face ca să fie puțin mai particularizată. Să știți că poate fi chiar un weekend norocos, cu bani, cu câștiguri, cu noutăți, dar pot veni aici, știți cum e, un weekend în care poți avea și câștiguri mai mari și mai mici, ține poate și de înțelepciune. Trebuie cumva să ai prezență de spirit, dar să fii și atent în jurul tău, că pot fi și persoane care sunt profitoare sau nu își fac treaba și te pot încurca, cum ar veni, poți avea pierderi, riscuri și din cauza unor persoane care nu prea știu ce fac, nu neapărat că sunt cu rele intenții. Poți cunoaște o persoană bogată, poți ajunge, ai o perioadă norocoasă, aș putea să spun, de bani, de câștiguri, de bogăție chiar, da? De departe, cumva, tu poți ajunge, se vede că ești o persoană care știi să-ți faci norocul sau ai noroc. Sau norocul îți vine chiar de departe, da? Poate fi cumva de departe vine un noroc pentru tine, de la distanță, din străinătate sau de la persoane care au afaceri care pot duce departe sau poți face afaceri care trebuie să te ducă departe. Da, poate ai și niște evenimente, petreceri care îți aduc satisfacție. Uitați ce weekend poate să fie de bogat, de bogat, să știți. Numărul 366 63 pot fi numere care pot fi importante pentru voi sau norocoase. Haideți să vedem albastră, roșie sau mai pun o piatră. Să vedem ce piatră să mai pun, o piatră verde. Haideți să vedem. Albastră, mov sau verde. Și am să încep cu varianta numărul 1, piatra albastră. Așadar, haideți să vedem ceea ce știți. Voi știți deja de niște bani, știți deja de niște câștiguri, că vă doriți o reușită și ea poate veni sau că deja ați avut-o, o mare reușită sau, mă rog, o satisfacție, o petrecere, un eveniment, un succes. Și voi știți și pentru că sunteți bine informați. Cumva aveți voi un as în mânecă, să spunem așa. Ce nu știți că într-adevăr puteți avea un succes, o reușită, o întâlnire pasională poate cu cineva. Aveți aici un bărbat care vă poate aduce un succes, o reușită, o întâlnire pasională, dar poate fi puțin așa mai cu două fețe aici, depinde de caracterul său. În orice caz, nu ai de ce te teme sau dacă ai de-a face cu un profesionist, cu o persoană care știe. Are un potențial, are putere financiară, nu ai de ce te teme relația cu această persoană, totuși, pentru că dacă și-a făcut într-un mod serios banii, situația asta materială e bună, e o persoană, să zic așa, care își face bine treaba, nu ai de ce te teme, sau dacă îți faci tu bine treaba, poți crește în profesia ta, poți avea succes în profesia ta. Ce nu știi, că într-adevăr poate a veni o reușită, o dragoste, o întâlnire așa pasională, îți poți învinge niște temeri, îți poți împlini niște vise, capricii, să zic așa, cumva te răsfeți în acest weekend, poate sau cineva te răsfață, îți dorești mai mult răsfeți. Pe casă, în casă, într-adevăr, pot apărea reușite, realizări, întâlniri fascinante, întâlniri, să zic așa, pasionale. Cumva trebuie să te ții într-un echilibru, să zic așa, te poate să te dai peste cap de atâta fericire, de atâta bucurie, de atâția bani, de atâta noroc, să zic așa. Poți râde, poți glumi, poți petrece. Și în afara casei văd că poți avea niște întâlniri, niște reușite, dar pot apărea și niște confuzii, un stres, o enervare, o dificultate, poate și o frustrare că, nu știu, drumul aglomerat sau ceva nu iese așa de repede pe cât ai vrea tu sau, mă rog, cineva te mai contrazice, dar succesul este asigurat. Deci la varianta albastră, să știți că pentru voi puteți fi așa pe cai mari, să zic, aveți aici numărul 47, 74, 18, 81, 73, 37, 44, 71, 17, 36, 63. Așadar, la această variantă, dragile mele, dragii mei, dacă sunteți norocoși acestui weekend,
Chiar vă rog, felicit, scrieți-mi mesaje, că cel puțin cărțile așa scump pentru voi, că puteți fi pe cai mari. Haideți să vedem și varianta numărul 2. E, la de voi aici poate că aveți nevoie de un noroc, pentru că voi știți deja, poate că știți că plecați la un drum și drumul acesta poate fi puțin cu... E frig, e zăpadă, e rece, e vânt sau e foarte aglomerat. Văd că tu știi puțin că ești într-o confuzie poate sau într-o oboseală sau ai de-a face și cu niște situații dureroase, dușmănoase, vremuri neplăcute, ai trecut prin niște greutăți, cumva știi acest lucru. Ce nu știi că poți să mai ai niște neplăceri, cumva ținești de o călătorie aici, cumva de o confuzie, deci cumva ar trebui să știi. Ceea ce nu știi tu, că pot fi niște neplăceri, o durere, o suferință, o dezamăgire sau o răceală, da, poți ajunge să nu răcești cum ar veni sau să nu aluneci, să nu te lovești sau cineva să și-ți facă vreo, să zică ceva care să te deranjeze. Așadar, nu te aștepta la mai prea multe. Aici poate unii dintre voi ți-ar putea să vină și o moștenire. Durerea asta voastră, sperința asta voastră să vină și în urma poate vreunei moșteniri, pentru că văd aici niște discuții, întâlniri, niște drumuri. Norocul ăsta de bani neaștepta poate veni și din cauza aceasta la unii dintre voi. Sper să nu fie vorba neapărat de vreo durere sufletească, pierderea cuiva, dar sunt situații aici puțin care trebuie să le tratez puțin... cu, nu neapărat cu răceală, dar să nu le pui la suflet foarte tare, pentru că te pot afecta mai mult decât poți duce, poate. Și văd aici că ar trebui să știi totuși că ai pe cineva, se gândește cineva la tine, te poate ajuta, văd un tânăr aici elegant, un bărbat atrăgător, dar poate e puțin timid să vă declare ce simte pentru voi. Ar trebui să știi dacă că cineva este atras de voi. Sau dacă aveți un partener, ar trebui totuși să fiți mai atenți cum discutați cu această persoană, că e sensibilă. Și pe casă în casă văd că pot veni poate veni un ajutor, poți avea de-a face cu un bărbat important, un bărbat generos, un bărbat simpatic, un bărbat care vă poate ajuta la nevoie. Sau poate fi partenerul vostru de pe care vă puteți baza, dar trebuie să știți că și fiecare are totuși ceva de dus, propria sa cruce, deci nu... Nu știi viața ce îți rezervă, de aceea poate trebuie să fii și prudent, să te rogi, aici poate fi și o zi în care cumva trebuie să fii puțin atent și la sufletul tău. În afara casei, la fel, poți avea de-a face de cu niște întâlniri vesele, un tânăr vesel, poate și o aniversare, ceva, un tânăr văd aici un glumeț, poate fi și un glumeț, dar acum depinde și de anturajul în care sunteți, că de aceea poate vin aceste lucruri de care tu nu știi că te poți supăra, pentru că cineva face vreo glumă, mai așa, mai tăioasă, mai cumva care să te atingă unde te doare pe tine. Ai tu o rană care poate nu e vindecată și gluma cuiva poate să nu scadă bine. Pe de altă parte, s-ar putea și din glumă în glumă, din râs, să dai un altceva dacă nu ești atent. Ai să cazi, cum ar fi, glumești, râzi și pac, alune și îți rup ceva, îți luxezi mâna sau... Adică sunt lucruri aici care par totuși frumoase, dar pot veni și cu o dezamăgire, o tristețe, o veste proastă, o confuzie, o ceva neașteptat care poate tu, de aceea trebuie puțin prudență. Că văd că poate fi într-adevăr o veselie, o bucurie, un noroc, poate ai și niște întâlniri importante cu niște persoane mai tinere, mai puțin tinere, aici depinde pe unde sunteți, în ce situație sunteți, că poți fi drumul aglomerate, dar totuși sunt și perspective de câștiguri. Ca numere sunt 56, 40, 80, 65, 61, 79, 51, 60, 36 și 63. Și să vedem și varianta numărul 3 la varianta pietrei verzi. Vedem ce se întâmplă la piatra verde. Wow, ce de bani și la voi! Am zis-o că prima variantă e norocul acestei săptămâni, acestui weekend, dar se pare că la a treia este chiar cel mai mare noroc. Voi, în schimb, aici nu prea aveți noroc de relații, poate prea mult, adică nu prea aveți dragoste sau nu aveți timp de dragoste, nu aveți timp de socializare de suflet, ci mai mult de interese materiale, afaceri, sunteți undeva, poate într-un eveniment, într-o situație de câștig, voi știți, poate știți și că aveți concurență, rivalități și în care trebuie să vă țineți tari, aveți nervi tari să combateți, dacă aveți multă rivalitate aici cumva sau îi țineți și sănătate, ce nu știți, într-adevăr, că poate apărea un câștig. Un câștig neașteptat, poate nu foarte așteptat de tine, dar el vine cumva sau ai un câștig asigurat, chiar, sau chiar dacă sunt întârzieri, tot va veni.
ce nu știu ce ar trebui să știi, că într-adevăr ai afaceri bune sau să faci numai afaceri bune, să mai înveți cum să faci afaceri, pentru că poți avea câștig în timp, da, deci te poate duce departe, dar în timp de cât îți este, cum se spune, plapuma, pe de-o parte, iar pe de altă parte, fii atent că atunci când apar câștigurile banii la tine, apar și dușmanii, ca și persoanele false, gata, gata să te păcălească, gata, gata să profite. Pe casă, pe lângă casă, totuși aici vă ai dușmani. Deci s-ar putea voi să aveți niște dușmănii pentru că sunteți într-o situație prosperă. Aveți o afacere bună, munciți undeva unde câștigați bine, sunteți într-o popularitate, într-un succes. Acum nu vorbește foarte mult de relație, că nici pe casă și nici din ceea ce știți voi, nu par aici vorbim de dragoste, de relații, ci vorbim mai mult de neplăceri, dezamăgiri, dușmănii, rivalități, să zic așa, în care tu trebuie să te ții tare. Și în afara casei, la fel, ai noroc. Deci, acest weekend vine cu noroc. Poate juca la loto, nu știu, trage un los, nu știu, poate fi așa ceva care vine fie printr-o loterie, fie prin altceva care e o oportunitate pentru tine. Că ai norocul să fii unde ești, la momentul potrivit, că lucrezi unde lucrezi, că ai colegii care îi ai, că știi ceva, că înveți ceva, deci cumva ceva, ceva, văd că vine un noroc neașteptat, un câștig asigurat, o satisfacție. Dar ai de-a face cu niște persoane arogante, poate, sau te consideră pe tine arogante, că nu le lași să facă și ele, să se bucure și ele de câștigul tău, de norocul tău, să zic așa, te consideră, ai, ce, se dă mare încrezută, numai ea vrea să câștige. Tu îți câștigi munca ta, dar aici pe aceste persoane cumva vor și ele să câștige de la tine, prin tine cumva, dar în orice caz poți foarte bine să te detașezi. Și văd că e surpriza ta, deci poți veni, ești substanță norocoasă, ești destinat să ai noroc, acum cumva norocul este în viața ta, pe strada ta, în lumea ta, în mintea ta, ți-l faci tu, pot să spun că chiar tu ți-l faci, dar pentru asta vei avea și niște gică contra, sabotaje, rivalități, vorbe așa tăioase, cineva care să fie rece, distanță, nu vrea să se pună contra, cum ar veni, să se pună în calea ta, să nu te lase, ca să-ți întârzi afacerea. Aici poți să fii, dacă ai afacere, spre exemplu, să ai și niște sabotaje prin care să se încerce să ți se frâneze succesul, reușita sau popularitatea, depinde în ce ești, dar să încerce să te blocheze, să afli ceva, să știi, să înaintezi, să ai popularitate, să fii bine văzut, dar n-au putere, n-au, pentru că ceva se întâmplă, e prea multă lumină, prea multă putere, prea multă pozitivitate în jurul tău. Ca numere, ai 886, 13, 90, 36, 68, 88, 43 și 63. Așadar, dragile mele, dragii mei, vă doresc un weekend plin de noroc pe toate planurile, un weekend reușit, armonios, oriunde ați fi, să fiți în siguranță. La revedere, să iubiți, să fiți iubiți.